Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou videoclip din PES 2016 My Club. De data asta suntem alături de Sheridans. Alo. Și astăzi am văzut că v-a plăcut foarte mult pe live când am făcut un versus 1 cu Sheridans și am zis, hai să continuăm cu acest lucru. Pot să vă spun că a fost nebunie curată pe live când jucam. Când dădeam eu gol era chat-ul spamat cu gol, 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 doamne. Și când dădea Sheri gol, huă, muge Sheri. Și sper să apreciați această serie în continuare. De asta vreau să văd multă, multă susținere. Sheri e pregătit să mă bată pentru a doua oară în viața lui. Da. M-a bătut odată pe live și acum vrea să mă bată iar. Deci dacă Sheri mă bate, după mai facem încă un episod în care Sheri, în care eu mi-au revanșa. Dacă ce nu v-a spus Joe, și invers, că premiul este de 10.000 de euro. Da, premiul este de 10 euro, pe naiba. Așa. Și hai să vedem cine este mai bun în acest match. Dumnezeu cu mila, cel mai bun se va vedea acum. Câștigătorul să fie cel mai bun. Am băgat și prelungiri în caz de egal, penalti după, mai departe. Ok, hai. Toată lumea acolo, deci vreau să, deci de fiecare dată când se va da un gol, vreau să scrieți acolo în chat toți gol. Acum vă las videoclipul ăsta 50.000 de comentarii. Și la mine și la tine, și dacă dau eu gol. Dacă dai Sherry că gol, fuă. Așa, hai că a început meciul. Trebuie să fim în atac încă de la început dacă vrem să facem ceva ca lumea. Uite, uite ce minge, am zis că e de aia din anii 90. Îți zici că e minge de aia de oină. Păi de-aia, de-aia am pus așa. Oh, what the fuck, ce ciudat e. Oh my god, Sherica, deci trebuie să am grijă cum jocă. Dacă mă bați, iar mă fac de râs. Și v-am spus, de fiecare dată când dă unul gol, spamați, scrieți pe chat gol. My god, vine Joe printre toți fundașii mei. Yo, uite! Și... gol! Gol, 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 gol. Ce ai făcut, Sherica? Ți-am spus că ai avut noroc cu meciul ăla. Tocmai intri în infert. Începând de acum. Nu începe, stai. Acum încep să joc serios, am zis să-i las avantajul în gol, știi? Stai un pic, stai un pic să mut obiezul mai jos. Gata, poți, 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 go. Așa. Am făcut, meciul va dura 15 minute, 7 minute jumate o repriză. Sherica, vrei să faci intrări de alea nebune? Nu! Mamă! What the fuck? Oh my god, Sherica a intrat în infern. Ce-i asta? Deci, iar scrieți toți în comentarii gol, 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 gol. Deci la fiecare, de fiecare dată când dau gol, toată lumea gol, gol. Toți puneți în 2 minute, numai gol. Ok, cred că deja până la minutul ăsta sunt 50 de comentarii cu gol. E minutul 5, Sherica, și e 2-0. Hai că... crezi în miracole? Gata, Gio, nu te mai las. Nu mă mai lași? Da, da. Bine, Sherica, cred că te las eu începând de acum. Oh! Dar nu l-am pe Cocorin, am uitat să schimb formații. Azi, că-l bagi. Îl bag în a doua repriză. Îl alerg pe ăsta puțin pe teren. Și după-l bag în a doua repriză. Hai, Sherica. Ca uite-te, fluieră stadionul. What? Unde-i mingea? Hai, Sherica. Nu mai e pe mine cu șuturi de astea și stai. Portar de Champions League. Foul. Unde dai, bă, Sherica? Mam. Oh my god. Bă! Mamă, cum s-a aruncat! Doamne, este cangură ăsta! Doamne, cum a sărit! Trebuie să încep iar, că dacă mă iau iar cu dribblingurile, iar nu fac nimic. Hai! O, lasă, mă! Aia, acum trebuie să încep să-l construiesc frumos. Deja să construiesc, că portarul tău nu mă lasă să construiesc eu nimica. Uite așa trebuie să te ocupase de astea. Că dacă te-ai ocupase de astea, nu iese joc. Ia uite. Mamă, hai că și altul s-a aruncat, boss. Ce zice tu că e portar prost, ai nu știu ce. Da, da. Dacă mai vreți să stai de cu Sherica sau cu alte persoane de PES. Bă, hai că și eu prea mult vreau. Mă dribblez prea mult, e și vina mea. Mă dribblez prea mult cu mingea. What? What? Trecul ăsta al meu pe lângă tine. Au! A, l-ați văzut ce a făcut, am faultant intenționat. I s-a părut, boss. Nu se poate. Galben. Nu i-am făcut nimic, boss, se simulează. Dați-i cartonaș roșu pentru simulare. Ce e asta, Sherica? Nici nu am Adidas în picior. Nu mai Adidas. Nu mai Adidas în picior. Aole, ce-a fost asta, Sherica? Am zis să-mi cer și-o norocul, Gio. Nu cu portarul ăsta în poartă.
Pirar să fie. Superior de Dorin Cunha. O, mai... Mamă, cum se duce ăsta? Bă, ho, ușor, perioar de Dorin. Hai, frumos. Hai, măcar. Să vedem dacă merită să fii titular în locul lui Cocorin. Opa, bine, mă. Ăla e. Uite, cu fundașul ăsta nu prea fac cine știe ce. La minge a fost asta, s-a văzut. Da, da. Nu l-am pe Maicon acolo. Și e greu fără Maicon. Hai să-i dăm asta cu galben, ia-ți revanșa. Frumos, deschidem jocul pe partea... Oh! Nu! Gata, păi trebuie să încep cu pase, că ai văzut cu pase ce ușor merge cu Real Madrid. Oh, shit. Robică! Nu! Bă, cu ăsta mă... Bă, lasă! Sper că nu e ăla care avea în galben. Fau ce? Sper că nu e ăla, cu seamănă. Ăla e. Să vezi tu că ăla e. Cică, nu! Ce? Ce nu-i dai, mă? Cred că ai zis la următoarea. Ăsta e ăla cu galben. Aaa, bă, lasă că-mi băgă piciorul în Gibbs, dar nu-ți dă aici. La următoarea cred că-mi dă roșu cu ăsta. Trebuie să-l schimb, n-ai iau roșu cu el. Oricum am 2-0. E lejer. Am un scor, un avantaj lejer. What? Mamă, Șerica a tremurat puțin stadionul. Doamne, și eu am tremurat eu de stadionul. Au tremurat puțin suporterii. Pasman. Bă, tu dai pase în care ești, nebun. Pas n-ai pe o dată de minge. Sau du-te așa în forță. Cum n-ai, mă? Trecer de-astea, miracol. A, ce pasă? Oh, hai că a ieșit bine. Frumos. Hai cu centrări de-alea. E bune. A, serios, bă, și că te trântești pe jos ca să-i... Am dat pe fire. Ai dat pe fire? Hai mă, cu pase de-astea frumoase. Nu da. Mai trebuie, acum eu te vin pe contraatac. Acum poți să te mai faultezi cu ăsta, că mi-e frică. What? Mi-e frică să te mai faultezi cu ăla, că am un galben și am mai făcut o intrare. Bă, l-ați văzut dacă e țigar, eu te și mi-a furat mingea. Acum! Nu! Doamne! Ce se sperie ce eu de fiecare dată cum mă faultează cu ăla? Păi nu, că cu ăla am galben și am mai făcut o fauza din ea. Augusto Fernandez. Ce-a, zi-mi, explică-mi, te rog, ce-a fost la faza aia. Nu știu. Deci nici nu te-am atins. Ia. Ce-a fost? Păi mă împiedicai de tine, Joe, ce faci? Deci dacă tu ești proști, te împiedici de mine, ce-ți dă faul? Păi nu-i spus, Joe. Iar vrei șuturi de alea nebune? De fapt, ai cred că te țină în ori. Ce-a fost asta, bă, Șeric? Dă doi una cu kick de aia, știi? Ai dat, de aia, a fost în schema asta. Da. A fost schema. Te-ai cu peste zi și după căzut. Oh my god. Îmi place schema ta, bă, și după. Mersi. Apreciez. Ia, opa. Avem foul sau out? Cred că out. Out, las. Nici un foul. Da, out. Mamă, schimbai jucătorul. Ce zică? Ați văzut, eu v-am zis că e noroc că mi-a dat 2-0 în primele minute, că acum, vedeți, nu se mai atinge de poarta ta. Norocul lui, vezi? Da. Out. Bă, dar mă enervez, te aperi cu toată echipa să-mi bat piciorul. Păi și tu nu, cu ce te aperi? Te aperi doar cu doi, parcă așa. Păi stau doar cu fundașii. A, da, păi și că spui, păi da, dar tu ai mai mulți fundași ca mine. Că la tine vin și mijlocași. Oh. Bă, ce? Oh my god. Nu mă ce era să fie. Te-ai speriat, iar ai tremurat puțin. Da, tremură controllerul, ești nebun. Păi știu că tremură controllerul cu toate. Da, chiar, să știți că eu joc după control, eu joc după asta. Deci ai și un avantaj tu. Hai. Mamă. Aute, ce spate am, ești nebun, păi dacă fac sală. Mai țin sală care. De mese, ce faci? Da. Bă, ăsta nu prea mi-a plăcut cum a evoluat. Opa! Ia uite-l! Dă-i, mă! Frumos! Bă, ești nebun. Ce atacant are Joe. Dar stai, că ăla nici nu cred că e atacant. Ăla e fundaș. Fundaș? Da. Fundaș dreapta, parcă. Trebuie să țin de spor acum. Șerica țin de minge și gata. Zabaleta. Păi uite așa, schimb. Vreau să mai ajung să dau centrări de alea. Hai, lasă.
Ce? Poate nu dădea, poate nu dădea nimic. Deci dacă nici la asta nu dădea nimic. Galben. Galben. Afară. Afară cu el. Dați-l afară că nu merită. Gen, vrei să faultezi cu ăla cu mijlocașul tău? Hai. Hai. Mamă. Frumos pe piept. Hai cu centrare. Nu hai cu centrare. Bă, nu. Nu! A, da. A fost offside. Shoot și. Și bă. Alunecare de teren. Alunecare de teren. N-am ce să... Mamă, trebuie să am grijă cu ăsta. Nu, de ce nu se duce ălălalt? Ăla, de ce n-am vasă, frate? Hai mă. Frumos aici. Ma, cum se schimbă, n-a făcut geaua acolo, n-a făcut. Schema ala Messi. Bă, să știi că Messi o face pe aia. Hai, boss. Hai, boss, du-te tare. Opa. 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 Ce? Ce a fost, mă? Și unde a fost, mă, offside, mă? Ce offside e ăsta, mă? Păi eu aveam piciorul acolo. Păi ăștia arată 10 ore după ce ajunge. Păi da, știu, vinge. Arată cu minutul înainte. Ba, nu, arată bine, boss. First unde pas arată. Și bam. Și poate stă pe lângă printre picioare. Adică, golul anului, șerică. Hai să mai sunt, avem și posesia, că vreau și posesia. Brings it forward. Așa, fault. E fault. Deci avantaj cu jocul. Aolo, ce șut slab am dat, sunt bă. Hai că vine Paul de așa. Și schimbăm echipa. Exactly what he's all about. Oh. Yeah, he's definitely a player who looks like he could make something happen. Da. Cu ăsta mai ai un galben. Nu-mi dă. Hai că și pe tine te avertizează, ceva gen, încă o dată și gata. Îți zice, încă o dată și gata. Stai liniște, stai. Uite, încă o dată, gata. Da, gata, stai liniște, nici nu mă uit la tine că mi-e frică. Al meu moare pe teren, bă, șerică. Ia. Uite cum se uită, ia ce. Hai. Joe, goloarul lui din... Lovitură liberă? Aaa, nu mi-a ieșit schema. A venit la două. De Joe, pe aia cu schema. Oh. Hai mă să-ți mai dau un gol așa înainte. Aha, mi-a fost ăla. Bă, mi-o fură de sub nas. Hai să încercăm golul anului. Dei? Nu, nu. Poate eu să încerc la tine, că tu la mine. Aul, frate, dă-mi pana. Hai mă, fluier odată, prima repriză. E, dacă nu vrei. Hai mă, golul anului. Te-ai speriat puțin. La fară, Geo, nu ce. Hai să-l băgăm pe Cocorin. A fost total pe lângă poartă. Prima repriză l-am lăsat pe ăsta, hai să vedem ce face. Acam dezamăgit. De fapt a dat un gol chiar. Da. Gata, Geo, acum fățăla. Îl băgăm pe Cocorin în locul lui succes. Așa, îl băgăm pe Maicon. Aici pe partea asta. Și îl mai băgăm și pe Arbeloa pe... Uite aici. Așa, hai, bă, șerică. Acum i-am întărit și apărarea și atacul. N-ai ce să nu prea mai ai ce face. Geo, eu n-am atat, deci vreau să dacă deschid următorul pec și îmi pică atacant bun mama, atunci să vezi rupere totală. Da, hai odată să înceapă. Nu, bă, ce făcui, mă? Cocorin, prima atingere putea să facă meciul. Oricum, meciul e cam de ce să nu prea mai, nu cred că poți să-mi dai tu mine. Nu mai am, da. Adică mai am așa, da. Ai 7 minute și ceva timp să... Forceful run down the right, but he's short of options now. Nu! Mamă, cum o să strefurat ăsta prin apărarea mea ești. Cum s-a strefurat nenorocită. Seamănă cu Zac Efron. Trebuie să joc calm. Să joc calm să construiesc. Mamă, și credeam că luasem acolo, că ăla era. Out, out! Nu mai vă mingea, frate. A, ah, lola, a fost ăla. Ai pus mâna pe ea, hands. Da. Wow, hey. Dar, hai Cocorin să te vedem. Hai Cocorin. Hai Cocorin. Nu! Ia, mă, păi are prea multă viteză, frate, gol. Eram sigur, păi... Toată lumea iar gol în ceas, că e gol, 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 gol,
marchează pentru echipa noastră, cu numărul nu știu care, 13. Cu numărul 13, Cocori. Bă, știi ce mă enervează? Că stare mai multe viteză decât toată echipa mea la un loc. De unde știai că dau pasă înapoi acolo? Oricum, ai deja o jucătorie obosit, se vede. Bă! Bară! Mamă, Șerica, a doua bară în meciul ăsta. A doua bară în jocul ăsta, în meciul ăsta, Șerica. Eu plâng. Iar? Da. Păi și-am întors de la 3-1. Da, Joe, să nu ne mai amintim că le-am spus deja pe live, dar știe lumea. Dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat acum vreo două zile, uitați-vă la live-ul de aseară, de anul Joe. Hai. Oh my god. Good work on the right flank. Now, nu, what's next? What? Mă, nu mai poți să mai schimbi jucătorii. It's a good looking cross. Bă, nici eu. Bă, ce omă, crezi că joacă singur? Și la mine juca singur. Hai. La mine încă joacă singur. Uite, uite-l. What? Și eu nu fac nimica. Da, de-abia acum, lol. Șerica, ești posedat? Lol. Păi eu era să-mi iau joc gol din cauza pisimului. Unde-i minge? Pă, bă, nu vă minge asta, să-mi bat. Păi da, păi dacă pui minge de oină, frate. Oh. Hai, Cocorine. Ce? N-ai, bă. Ce s-a tu nu vezi? Nu! Îmi faci ori de apărarea ta. Băi, nu eu o controlez! Da... Mă, ce fază frumoasă făcută să-mi bagi. Ăștia mei se mișcă singur. Deci eu dau în față și ăsta se mișcă stânga-dreapta. Ești posedat? Mă jur! Uite, de-abia... Oh, acum merge să dau cu portarul. Uite, și acum merge tot, eu sunt. Ce the fuck? Tot tu ești? Hai mă să luăm roșu cu ăsta. Mamă, dar te atingeam. Nu te las eu, Joe, să-ți propui de jucătorii. Frumos. Hai, Cocorine. Nu! Mamă, stăm. Mă mir că n-ai dat un corner. Oh! Nu! Oh, și... Gol! 4-0, din nou spam cu gol în comentarii. Dubla a făcut tipul ăsta. Ăsta-i fundat sau mijlocaș a făcut dubla, bă, Șerica, ce părere ai? O părere proastă. Ce-a fost asta? Mamă, cum s-a aruncat după aia să-mi bag piciorul. Îmi vine să plânge. Șerica, aici nu mai ai voie să dai abandon. Păi tocmai de aici. Că poți să dai abandon, dar... Oh my god, ai început cu pasă de-asta. Mamă, Șerica, oprește-te. Oprește-te, Șerica. What? Unde tu craci? Ah. Mamă, crezi că acolo să vină așa în viteză și să te posedezi. Frumos. Hai, hai, hai. Iar îmi joacă echipa singură. Mamă, și? Ce? Bă, ce prost e! Eu aproape de golul anului, să-mi bat piciorul, dar n-am fost aproape de golul anului. Ești scot, retardat prost, portar Franța. Lol, ce-ai făcut, bă, nene, mă? Doamne. Și, Cocorin. Ce face portarul tău, bă, Șerica? Mă, făcui puțin în Pampers. Făcui puțin în Pampers? Hai că mai puțin să rezici până să nu-ți dau 10-0. Nu, deci dacă îți dau 5-0, asta chiar e o milință. Bă, se joacă singur jocul ăsta. Hai bă, cam ias. Frumos, intrat la mijloc corect, îmi place. Hai, nu vreau să-mi dai gol.
Can he find a finish? Goal! Șerică! Golul de onoare! Șerică! Easy! Poți să pun în titlu și spoiler, dar parcă ar fi spoiler, prea mare să pun și spoiler. Șerii bate pe jos ăsta gol. Dar gen e spoiler mare, adică pe care intra să uite pentru multe goluri. Da, putea. Bă... Sau poți să spui gen, facem rampage pe Sherry. Sau nu, umilință lui Sherry. Bă, nu umilință, că să pară. Hai mă, mai cu Ana. Hai mă! Hai mă, cu mingea ta de oină, că dă peste, ești nebun. Oh-oh, bine că am te atins ăla. Hai Sherry, că acum poți să joci lejer, că n-ai tu cum să mai dai mie 3 goluri. Mamă, ce aproape ai fost acolo. Bă, dacă nu dai acum un gol, să știi că mai aveai timp. Dacă presai ca lumea. Da. Bă, da, îmi gândează că nu știu cum naiba nu ajunsă și înaintea mea acolo în care eu. Bă. Bă. Oh my god. Mamă, ce ai și portarul. Păi am, nu mai știam pe ce buton ești. E nașpa că e pe Y și nu e offside. Mamă, ce. Bă. Era culmea să nu fie offside, era singur ăla acolo, nu știu, bun. Offside, ai mai văzut vreodată în viața ta offside la jumătatea terenului? Doar aici poți să vezi offside la jumătatea terenului. Up for a header! Just oh my god. The defender was on hand to mop up the loose ball. Nu. Mă, ce înaintează mingea? Nu, dă un pana mea o dată așa. Augusto Fernandez. Doar la mine puteți să vedeți offside la mijlocul terenului. Bă! Augusto Fernandez! What? Bă, Gio, ai prea bun ăsta, ghicește și partea pe care trag. Ghicește? Are reflexe, boss, nu ghicește nimic. Păi era acolo, de unde știa că până acum ți-o dădui numai pe stânga? Iar offside, frate, dă-o-mi pana mea de treabă. Aaaa! Offside. Că-s Cocorin în mătii. Aaaa, uite ce o dăm așa. Bău. Nu mai dai pas să trec acolo de când te-ai învățat atât. Bă! What? Dar mi-a se mișcă singur ăsta. Bă! Cu gură jucătorul! Ți-a dat un pumn în gură. A, dar n-a văzut arbitru, nu mai am pe vede. Hai mă, frumos. Hai, Cocorin, fă ceva. Fă ceva, fă ceva. Bă, what? What? Uite ce prost este de mă! Spam cu gol, iar în cea, toată lumea spamează cu gol. Stătea pe loc, retardat. Ia uite cum arată, săgeata de triumf e asta. Ui, super, mă, frate. Bravo. E Spider-Man, mă. Bă, este, mă. Asta e chiar umilință, șerică. Bă, dă-i un gol. E, eu mă. Hai, Cocorin. N-a fost nimic. Legi avantajul, că dacă nu-l dădea aici. Nu acolo, că la noi e pe jos, ești retardat. Hai. Uite-te ce prost e. Și? Cum frate, stai în halul ăla de acolo. Bă, ce-mi spui și că eu dădui pas în față și dădui în spate? Eu cred că tu mai știi care e faza și care e spatele. What? Tu-i mă? Sau de acolo la șerica. Bă, ești prost. Bă, ești prost. Nu știu, 5-2 e un scor, cam urât, așa 5-1 e mai frumos. Te învăț școala de fotbal. Școala de fotbal. Oh, vrei să-ți blezear toată apărarea? Ah, easy. Nu, cam roșu. Dă roșu. What? A, bine că-i de-aia fază rapidă, bine că-i fază de-aia rapidă. Altfel îmi dădea roșu dacă nu era fază de-aia rapidă. Bă, acum am dus cu pumnul în cap și tot lui. Da, cu pumnul. Bine că-l dai înapoi, foarte frumos. Păi ce să fac, erau mulți acolo. Unde-i mingea? Bă! Era la mine, LOL! LOL! Ce ai făcut, băi, șerică? Hai mă, bate-te cu el așa. Uite, vezi câtă viteză are, nici toți ai minus, nu-l ajungi. Și asta e o centrare de aia pentru foarfecă. Hai cu cornerul.
A, bă, da, dacă și contraatac. Păi tu de ce îți rămânești ai tăi în apărarea? Emil nu rămâne niciodată. Nimic. Mă enervează că mereu se împiedică. Nimic. Surely this will be the last chance. Oh shit. E penalti. Penalti. Șeric, eu nu știu cum se apără din ce taste. Păi ce mă dai stânga și dreapta din sugeți? Păi și pe ce mă arunc așa? Pe ce dau să mă arunc? Stai să văd cum e la mine, cred că de pe viteză. E da, apăs pe toate. Da. M-am aruncat pe dreapta, am crezut că pe dreapta te duci. Mama, da, Șerică, al doilea gol al lui Donnarumma. Oh my god. Bă, ăsta a fost chiar un meci depus pe canal, frate. A fost meci, mamă, 7 goluri. 7 goluri, zice. Poate chiar 8. E, da, de la mine. Cum ar fi să-mi dai acum 7000 de goluri? Păi tu tași că cum e așa mi-ai făcut. A, da, da, era din... Gata, da. S-a terminat meciul. Am pus doi, bravo. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă vreți cu al doilea meci în care share și va lua revanșa, apăsați butonul de strânge multe, multe like-uri. Eu am fost și eu, Stelea, și ne auzim data viitoare. La revedere!